Salut, sunt Silviu și o să facem un filmuleț live la 10.9 limit, intitulat The Robot. De ce The Robot? Pentru că eu așa cred că la început trebuie jucat, până vă faceți o idee cam ce se întâmplă. Prima oară trebuie să învățați să jucați solid, fără greșeli, fără să intrați în tot felul de moves și lucruri complicate versus tot felul de regulari care s-ar putea să fie mai buni decât voi. În lucrurile astea o să intrați de la 59 limit, 109 limit în sus, zic eu, iar până atunci trebuie doar să vă lăsați oponenții să greșească, chiar dacă sunt fiși, chiar dacă sunt regulari. Trebuie doar să stați și să-i așteptați să vină banii. Atât, zic eu, că trebuie să faceți la mizele astea. Acum, eu nu o să vă arăt decât un joc solid, fără mișcări prea avansate sau orice de genul ăsta. O să fie lucruri simple, în general. Încercați totuși la fiecare masă să aveți clar câte un fiș. La început, dacă nu știți cine e fiș, cine nu este fiș, uitați-vă cine nu are un stack full, nu are 100 de blinduri în față. În felul ăsta, șansele sunt destul de mari ca ăla să fie fiș. Mai ales pe stars, dacă mai vedeți un bronze star sau ceva de genul acesta, e chiar indicat să intrați la masă cu el. Poziția nu știu cât de importantă este, încercați doar să nu aveți în stânga voastră un regular prea bun care să facă prea multe 3 bet-uri, să vă pună în tot felul de spoturi dificile. În rest, e totul în regulă. Și da, dacă jucați mai puține mese, s-ar putea să vezi ca fișul să nu fie diametral opus față de voi, că atunci o să aveți doi regulari în stânga, doi regulari în dreapta și, mă rog, asta, nu știu cât de des întâlnim situațiile astea la 10-9 limit, nu am idee, observ oricum niște regulari pe la mese, dar nu ar trebui să fie prea complicat. Cum am zis, o să jucăm un joc mai închis. Nu o să fie în genul videorilor care le vedeți la 200 no limit în sus cu loose plays și lucruri de genul acesta. O să fie ceva mai elementar pentru toată lumea, pentru că eu consider că dacă sunteți aici, sunteți încă începători și nu aveți nevoie de lucruri prea avansate, sofisticate, tot felul de lucruri din astea ca să câștigați. Trebuie doar să așteptați să greșească oponenții voștri. Cam atât. Așa o să vă vină banii și de aici, cum urcați în mize și cu timpul, cu experiența, o să ajungeți să vă deschideți jocul. O să jucați mai loose, cu mai multe 3 bet-uri, cu mai multe team value bet, o să beneficiați de dinamică și tot felul de lucruri din astea. Momentan așteptăm, cum ziceam, așteptăm mai mult să facem niște mâini, să facem value bet-uri, să găsim spoturi bune de bluff-uri, dar chiar alea care sunt bune, nu să forțăm situații sau altceva. Trebuie să încercați să vă gândiți pe termen lung. Și, de fapt, da, la început trebuie să vă dați seama că pokerul este de fapt Popa 10 e marginal, contra fiș, deschide din buton, five-handed, putem și 3-bet, putem și call, putem și fold fără informații, și în stânga e tot fiș, suntem tot în aceeași zonă, orice am face, cred. Aici avem și ca opțiune și lead, să vedem unde suntem, dar dacă ne luăm un raise, măcar știm cam unde suntem, decât să fim blufați multe stări. Avem mai multe opțiuni, trebuie să ne gândim întotdeauna la toate opțiunile. Cred că merge și un check call, poate nu blufează mai mult decât o stradă, încă nu știu nimic despre asta. A făcut un bet destul de mare, nu știu dacă face cu draw-uri, cu as-dama, popă, popă damă, flush draw. Un call bănuiesc că putem să-l dăm și să analizăm turn-ul. Nu cred că merge prea bine check raise acolo, pentru că
S-ar putea să ne dea în continuare call cu draw-uri, după aceea nu știm unde ne mai aflăm, să continuăm turn, să... Deci cel mai bine mai... Nu cred că face asta neapărat în double barrel cu draw-uri. Ar trebui să facă... Nu știu, nu e destul de deep. E, fișing sunt mai pasiv cu draw-uri. E, cred că am investit minim ca să aflu că sunt în spate, ceva de genul ăsta. 3-way, flop ace high, cred că merge un c-bet. Nu prea știu ce se întâmplă acum la... care fază cu fișii. Asta a făcut lead. Am un gutshot, am un overcard. Ia și cam face un... Puteți să dați și call aici. Puteți să dați și cold. Cred că puteți să găsiți și fold. Încă nu știu cum se joacă pe la mizele astea. Nu prea știu exact ce se întâmplă prea bine. Acum am un double gutter și un overcard. Nu prea știu cu ce a făcut ăla. Dacă a făcut cu un noir, dacă a făcut cu un valet. Fi făcut cu un valet. L-a făcut prea destul de mic. Un valet slab. Cam deja s-ar putea să aibă two pair. Open ender. Dacă a făcut un 9, iar 9 are pe lângă el 9, 10, 9, 8, 9, 7, 9, valet, as 9, s-ar putea să mai iau call încă o dată. Deși, nu-mi place că am făcut doar un singur raise pe flop și nu am continuat. Iar acum nu cred că mai are rost niciun bluff că ne primim call de la orice. Da. N-a fost chiar așa de carte bună optarul. Dacă era nu știu, altceva, cum ar fi un as, cum ar fi o carte mică, ci de la 5 în jos, ar fi fost altceva, chiar de la 4 în jos. Da, nu știu. Nu am simțit că e optat o carte bună. Cred că cu orice mi-a dat call pe flop, continua și pe turn sunt de acolo. În cazul ăsta, cred că am dat chiar check raise. Aici ce s-a întâmplat? Cred că am deschis eu, ăsta mi-a făcut lead. Acum avem opțiune și raise și call. Cred că putem să dăm un call, liniștiți. Să lăsăm să își facă el singur value betting. Decât să ne facem noi nouă value bet împotriva când este el în față. Da, asta este un bet prea mic ca să-l luăm prea în serios. Dar nu știu, la masa 1 nu știu nimic despre ăla. Pot să dau și fold, n-am timp. Popă 10, cred că putem să mai dăm un call să lăsăm să-și facă el singur value bet la mâinile mai slabe decât să primim un shove sau ceva de genul acesta. Nu cred că are rost un raise pentru că nu cred că ne dă call cu mâini mai slabe. Deci face lead-uri cu top pair. A făcut același lead. În general, bine să vă luați note, chiar dacă s-ar putea să nu mai vedeți sau ceva de genul acesta, măcar puteți să puneți pe el nu știu, un semn verde sau ceva că este mai fiș. Și îl știți data viitoare când nu mai vedeți pe la mese. Ziceam la un moment dat, trebuie să jucați și cât mai mult ca să aveți și perspectivă asupra jocului, asupra swing-urilor, asupra la tot ce se întâmplă. Trebuie să băgați volum. Asta este cam neapărat. Mai ales, da, cred că cam la orice miză. Trebuie băgat volum și la început o luați solid, fără bluff-uri pe mai multe străzi, fără... Aici cred că putem face și 3-bet, și call, și de toate. Mă rog, nu fold. Și call și 3-bet. Dacă făcea, da, a deschis minim, dacă deschidea 3x până la 4x, atunci mergea mai bine un call așa, nu știu exact unde mă aflu, nu știu exact ce se întâmplă. E fish, nu prea vreau să-i fac float, nici pe bordul ăsta, nu cred că ai l-aș blufa prea bine pe un turn în caz că dă check, s-ar putea să dea să aleagă check call, deci pot să dau și check direct și joc doar când am o mână. În cazul ăsta.
Trebuie să ne alegem bine și spoturile de seabed, mai ales acum la început. Să vedem cât, în ce situații mai intrăm pe aici. Aici mai bine, jucătorul pare tight, cred că l-am mai văzut, nu sunt sigur, s-ar putea să fie regular, oricum e cam tight să fie el random fish. E în middle position cu as 700, putem să dăm fold. Dacă era altă situație, să zicem că era fish sau ceva, lucrurile ar fi arătat altfel, dar așa e un fold cred că destul de ușor și standard. Aici eu încerc să vă arăt cam ce este standard și tight și să vă spun că nu aveți nevoie de tot felul de play-uri ca să câștigați. Pur și simplu jucați solid și mai tight și cu carte. Și încercați să nu blufați pe mai multe străzi. Mă rog, cu unele excepții. Aici n-am ce faceți decât un squeeze. Squeeze, nu, aș încerca să-l fac chiar mai mic. Cât să fie, cât să fie, cât să fie. 1. Dau un singur dolar. De exemplu aici, avem poziție, flop ace high, am făcut. Da, las așa. Mi-a zis că m-aș și gândit mai mult, poate par ăștia că încerc să îi fur. Mi-a dat call ăla, range-ul lui de call este A6, pocket pairs, poate și uneori niște suited connectors mari, dacă e chiar rău, poate și niște suited connectors mici. Facem un C-bet. Cred că trebuie neapărat să facem un C-bet, că altfel poate începe asta să ne facă tot felul de bluff-uri, nu știu unde ne aflăm. Cel mai bine un C-bet. Chiar dacă este flopul ăsta. Deci, când ați făcut un 3-bet, squeeze, ce-o fi, să nu vă fie frică să faceți C-bet cu popi, dame și mâini din asta, chiar dacă a venit ace high. Faceți și un C-bet. 35. Ne zice prietenul nostru aici la masă 4 că mai sunt încă 3 regulari. Da, obișnuiți-vă să jucați cu 4 regulari și un fish. Să mai întâmplă. Blind versus blind, cred că puteam să deschid. Era cam light, dar na. Aici nu avem inițiativă la masa 2. Nu ne-am nimerit setul. Așteptăm să vedem ce fac restul. Mi se pare spui să încercăm să facem un lead în 2 jucători despre care nu știm nimic. Decât că Kellen Brown ăsta pare mai tight. Atât. Să deschidem mai light, să vă arăt, nu știu. Popă 6, da, mă, normal, nu e o problemă din buton, din câte ați văzut în restul videourilor. E chiar standard, de fapt. Nici n-am prea avut timp să fac ceva. Da, era cam standard, mai ales că par amândoi regulari. Mai ales că par amândoi regulari. Aici dăm la masă 1, dăm un fold cu ușurință, deci nici nu stăm să ne complicăm. Au venit 3 overcards, este ace high, ăla are poziție. 3 bet. Decât. Nu foarte mare ca să nu-l speriem. Că oricum par los ăștia. Damă 10 în UTG fold, e clar fold, aici este as valet în 3 way. Par amândoi fish. Par amândoi fish, asta este un lucru bun pentru noi. Aici las cam orice acțiune ar fi, nu putem să dăm fold, încercăm să-l punem crecolin pe turn la cum sunt stack-urile. Deci ar trebui să facem un bet cam de o treime din stack-ul lui. Deci cam 1,5, cam 1,4, că să nu pare nici prea mare pe flop, poate se comite 1,35, așa. Să încercăm să-l comite. Vom vedea ce alege să facă. Excelent. Deci, cum ziceam, așteptați și jucați solid, atâta tot, nu trebuie să faceți mai mult. Cu as valet aici nu încercăm să furăm, cu ace high în
4-way, dăm check în spate, mai ales că s-ar putea să avem outs, deși asul s-ar putea să fie, să nu fie bun. Da, dăm un valet, trebuie să deschidem. Avem un open-ender și overcards la masa 2, dar totuși suntem în continuare în 4-way. Nu cred că este o idee bună să dăm call, a făcut și un bet mai mare. La masa 4 a deschis prea puțin, a deschis puțin, nu știu, mi-e greu să... Vreau să joc cu fishy, dar nu știu, parcă cu azi dam să dau call la un min open, mi se pare așa mai icky. Deci nu, nu, facem un 3-bet. Dacă ne luăm 4-bet, dăm foarte ușor fold, e 10-9 limit, nu o iau ăștia razna cu 4-beturile, dacă nu... Bineînțeles, eu ce zic aici sunt regulile astea, dacă nu știți ce se... Dacă nu știți mai multe despre adversar, dacă aveți motive să nu dați fold la 4-bet și așa, atunci vă dați seama că nu dați fold. Dar atâta vreme cât nu aveți motiv să nu dați fold, e, jucăm standard, e... Nu stăm să ne băgăm azdamă aici, în niciun caz. Mai e cam plus aici, dar avem fish, avem... Să jucăm un pic mai... Aici nu încerc să fac nimic cu as 4, pentru că sunt 3 Broadway cards. Cineva s-ar putea să aibă ceva, ne dă call, este în față. Dacă ne nimerim 10 oricum s-ar putea să fie prea evident și să nu ne plătească, mai ales dacă ne-a dat call cu un valet. Și lucruri de genul ăsta, nu încercăm să facem nimic prea fancy. Da, sunt mulți care joacă tight și cred că poate să fie ușor exploatați cu 3 bet-uri și lucruri de genul ăsta. Ce s-a întâmplat la masa 4? I-am dat eu, nu, am dat check. Ah, trebuie să-l fi izolat. Ah, trebuie să fie izolat. Cu popă 2. Trebuie să fi făcut raise. Am greșit-o. Deci când a făcut ăsta limp cu popă 2, trebuie să fac raise 4, undeva între 4x și 5x. Chiar între 4x jumate și 5x. Da, acolo am greșit-o, dar ca backup, când mai dăm check cu mâini slabe, popă 2 cred că era destul de ok să fi dat raise. Mai încercăm pe diferite flopuri un bet din asta de un blind jumate, ceea ce e vreo 3 pătrimi din pot. Și de multe ori reușim să luăm așa. Dar asta ar trebui să fie backup, în caz că n-am văzut că nu ne-a considerat mâna destul de bună pentru raise. Tot felul de situații de genul ăsta avem backup. Să luăm pe flop dacă nu facem... raise-ul preflop. Nu știu dacă să fac 3-bet versus UTG. Cred că e fish pentru că nu e full. Nu știu ce fac când... N-am idee ce fac dacă face shove. Cred că trebuie să... da, vedeți, trebuie să vă gândiți când faceți un 3-bet, să vă gândiți dacă e pentru valoare sau bluff. Trebuie să vă gândiți, asta este foarte important. Dacă este pentru valoare, atunci știți răspunsul ce se întâmplă dacă vă face 4-bet, dacă vă faceți ca 3-bet-ul ca bluff, știți ce să faceți în caz că vă dă din nou 4-bet. Am dat check-ul ăla. Asta check. Să încercăm să furăm cu equity, să încercăm un bluff. La cum arată bordul, s-ar putea să fie, nu știu dacă ne trebuie mai multe străzi, dar oricum s-ar putea să fim înainte la draw-uri oricum. Așa, am mai selectat, încercat să selectez aici o mână. Aici nu am dat call, fără poziție, cu șesari la un 3-bet. Nu eram deep, nu consider că am destule odds ca să dau call, pentru că dau call doar pentru set. Atât. Practic mă păcălesc pe mine când dau call și nu am setul pe flop sau check raise. Și chiar dacă am făcut lucrul ăsta, chiar dacă este ăsta los, chiar dacă este taric, asta 6-5-4, chiar dacă este los,
chiar dacă fac setul, nu are el mână să meargă. Deci, din nou, n-am rezolvat nimic. Și dacă nu am nimerit setul, oricum nu putem să continuăm. Deci, oricum o luăm fără noar, cel puțin să dăm un call. Nu putem să facem lucrurile astea dacă nu suntem mai deep. Nu știm mai multe lucruri despre ăla. Iar asta pare tight. Deci nu e de ca și când o să ne plătească el pe noi cu nu știu ce mână. Plus asta o grămadă de situații. El are popi, dame și vine flop ace high. Chiar când ne nimeri setul, nu-l stăcuim. Așa că e un foarte standard fold ăsta. Să nu vă gândiți de două ori înainte să dați fold aici. Nu puteți să dați ca range de call, cam asta ar fi poate niște noari, zecari, cam niște mâini mai bune cu care totuși nu puteți să faceți 4-bet. Eventual 4-bet și mers cu mâna, cum ar fi noari, zecari, poate uneori valeți în funcție de adversar, as-damă, as-damă suited, da, altceva nu prea mai știu. Sau poate când el a foarte, foarte nit, chiar și cu 3 beturi, nu știu. Da, fără poziție n-aș vrea să încurajez un col cu as popă sau ceva. Aici aproape am făcut timeout, poate își imaginează asta la masă unul că nu avem mână. Dar nu prea ar trebui să avem un range prea larg de col la 3 bet fără poziție. Putem să nu-l avem. Așa, a făcut un lead mare. Ce înseamnă lead mare? Ce ar putea să fac lead mare? Ce mână? Exact. Ce face lead-ul ăla? N-are cu ce. Deci e chiar nu prea are sens. Și văd asta la mulți jucători slabi, că fac c-bet-uri aproape de pot. Mă rog, asta a fost un lead, a fost un overbet, a fost altceva, dar văd la cu asta pot să joc și în poziție, pot să joc și fără 3 bet. Mi se pare tight, nu, la mițele astea, nu știu dacă pot să fac 3 bet, mai ales versus middle position cu asta popă. Adică să am range-ul de naț, adică eu fac 3 bet, ăla face 4 bet, eu fac shove, ăla dă call evident și să fiu bun. E așa și așa. Asta mi se pare un jucător tight. Nu cred că greșesc deloc cu as popă, mai ales că pot să fac și floaturi, pot să fac o grămadă, am o grămadă de opțiuni. As popă aici. Nu facem niciun bet la masa 3. Bun, să revenim la mesele 1 și 2. A făcut un c-bet, nu cred că merge un raise aici, că în afară de tot un as popă, nu cred că poate și un așa. Aici nu mi-a dat call amândoi ăștia. Da, dau check. Dau un call la masa 2. Cum ziceam, dacă dau raise, nu cred că își bagă la... Îmi dă call poate cu foarte puține draw-uri care le are în range. Nu prea are flush draw-uri în range. Deci nu... nu cred că se întâmplă nimic. Dar deci, dacă dau raise aici, nu face sari raise decât cu mâini mai bune. La masa 1 dau fold, după ce a făcut ăla check raise acolo, nici nu ne punem problema să dăm call. După ce a făcut ăla bet, ăsta check raise, e easy fold. Da, ăla pare slab, cred că putem să dăm call cu as damă chiar dacă este UTG, poate chiar putem să facem 3 bet de fapt. Deci poate merge un thin value bet, nu știu, am idee. Asta n-am mai făcut bet, facem noi pentru el. Să lăsăm pe ăla să facă c-bet, nici nu știu. Să lăsăm o stradă pe asta la masa 1. Da, lăsăm o stradă să facă c-bet, dăm un call. Putem să mai dăm un check încă o dată. A dat check rapid, n-are ce să aibă. Da, să-i facem psihologic un zel, să ne dea call măcar la un din asta, așa. Poate cu un valet să cerșim un fel de call. Așa și așa. Nu
nu știu ce să zic. Popă 2, iar. Nu, e ăsta și ăsta, short. Aici am început să avem equity. 24. Am început să avem equity. Cam când am equity, nu știu, eu parcă nu pot... Hii! Misclick cu așii. Misclick, misclick, trebuie să fizolez... Misclick cu așii. Urât. Cu popă 10 nu cred că pot să mai blufez. Mi iau acolo de la prea multe. Cu aș... Da, cu care ce să faci? N-am ce să... Aștept să... Da, n-am... N-am ce să fac, practic. Nu știu, să-și facă unul în lower full house. Altceva, nu cred că pot să fac. Nu e bun pătrarul ăla. Am dat misclick, deci să nu credeți că am făcut min race sau ceva acolo. 4, nu știu ce să fac. Să-mi iau și eu niște coluri aici. Da. Cerșesc bani. Da, exact. Ce greșeală. Practic, planul meu după aia a fost, după misclick-ul ăla a fost ca să dau, să-și fac un full house. Dar pătrarul ăla mi-a cam stricat mie planurile, pentru că... Și dacă avea zecari, în momentul ăsta nu prea mai merge un call. Așa că am lăsat măcar să scop bani de pe bluffuri. Dar nu cred că aveau mare lucru. Nu aveau nimic ei oricum. Deci banii aș fi făcut practic din raise-ul ăsta preflop. Și oricum n-ar mai fi dat toți call în cazul ăla. Mă scuzați că am întrerupt un pic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A fost pe la masa asta o mână, parcă la un moment dat. Așa. Am deschis eu din UTG cu popă damă, pentru că avem fish. Oricum e cam standard, chiar dacă nu este suited. Dar mai ales la mesele astea unde avem destui fish, nici nu se pune problema. Mi-a făcut unul lead, eu am dat call gândindu-mă că am destule outs și odds și de toate. Până dacă s-ar lua să aibă ceva de genul un valet sau, nu știu, ceva de genul ăsta. Da, mă, un draw din ăsta. Un valet mai foarte rar, un zecar cu ăla, cred că face un check raise, face slow play. I-am, cu același motiv am dat call și pe turn. Iar pe river a dat, pur și simplu, un bet prea mic ca să mă facă să dau fold și nu știu dacă puteam totuși să fac un thin value. Cred că puteam totuși un thin value raise. Dar, din nou, singura mână cu care mi-ar fi putut să-mi dea call era un valet și nu sunt așa de sigur. Altceva parcă nu s-a mai întâmplat nimic pe aici. Așa. Quaz 2, small blind versus big blind. Big blind-ul e tight și e fish pentru că nu e full. Deci nu cred că vreau să fac nimic. Nu cred că e am una destul de bună. Chiar că range-ul meu este înaintea range-ului lui, n-am poziție, mă pune într-un an de spot-uri ciudate, poate să mă blufeze. Mai zic că ăștia așa fac când au stack-uri mai mici, mai fac un all-in din ăla ciudat și mă las cu ochii în soare. Aici pot să fac c-bet, pot să nu fac c-bet, am overcards. Alex, fac un c-bet. Ăștia nu cred că își dau seama că pot să, că pentru mine popa este carte de blufat și că o să-mi dea call doar din motivul ăsta. Așa că... Na. Oricum îmi dă call foarte light acolo, îmi dă call cu ace high, desk, cu overcards. O grămadă de lucruri. Deci, da, la început nu aveți motiv să vă luați un coach, să, nimic de genul acesta. Aveți foarte multe forumuri și aveți și videouri de la jucătorii ăștia profesioniști de pe site-urile astea de training. Nu știu, ce jucător ăsta a intrat full?
Face 3 bets. Mărimea standard. Mă, asta e regular. Pare el regular așa. Pare el regular, n-a ce să-i fac. Dacă e regular, jucăm. Da, e prima mână, nu mă cunoaște, s-ar putea totuși să n-aibă range de bluff. Da, nu știu ce să zic, e așa. Dacă e regular, cred că totuși mi-aș băga bani chiar și la 10 no limit în situația asta cu faleții. Dar da, nu-l cunosc pe ăla, poate era, a fost un picuț cam light. La alte mize nici nu se pune problema, nici nu trebuie să întrebi lucrul ăsta. Aici trebuie să luăm în calcul că nu ne cunoaște, cel puțin așa cred, deci s-ar putea să nu facă prea light 3-bet-ul ăla, s-ar putea să fie cam fim în urmă când facem 4-bet. Când primim șaf peste 4-bet. Iar dacă e fish din nou, fish nu prea fac, e 3-bet-uri. Iar suntem în urmă la un shove. Aici nu știu, asta pare fish. Și dacă nu era fish, mergea un 3-bet. Da, dacă, pentru că este fish, cred eu, cred că merge un fold. A făcut și raise-ul la camare. Dacă îl făcea mai mic, nu știu, atunci poate mă mai gândeam din nou la un, din nou la 3-bet, poate chiar call, n-am idee. Dar, cum ziceam, nu trebuie să forțați situațiile. Trebuie doar să-i lăsați pe ei să greșească și vă să jucați solid. Nu încercați tot felul de 3 beturi din astea fancy cu popul 9, cu popul 10, cu lucruri din astea. Mergeți pe lucruri de bază. Și de-abia la mize mai mari, când o să aveți un fish 5 și încă 4 regulari buni sau decenți, atunci trebuie să faceți tot felul de mișcări și să jucați mai loose și cu tot felul de 3 beturi și cu tot felul de mișcări, pentru că jucați foarte des împotriva regularilor și împotriva lor nu prea merge să fiți foarte direcți. Că se prind și ei. Au și ei had pe voi, cam observă ce se întâmplă, o să vadă că sunteți niți. Nu e prea bine. Nu e prea bine. Așa. Să vedem ce situații mai apar. Un sfat foarte bun pe care pot să vi-l dau este că încă de la început, încă de la începutul carierei voastre de jucător, să vă gândiți tot timpul și la mentalitate, nu numai la strategii. Ce fac cu 900 de acolo în poziția aia, ce fac când face la rez, nu numai strategii, trebuie să vă gândiți și la mentalitate. De ce am greșit acolo? De ce m-am grăbit în situația aia? De ce am făcut spiu acolo? Trebuie să vă întrebați toate lucrurile astea. Și încetul cu încetul și cu timpul, cu experiență, o să ajungeți să vă acoperiți și partea aia jocului. Și foarte important să vă puneți întrebările astea încă de la început. Pentru mine, la început doar venea cu răspunsuri. Da, am făcut greșelile alea pentru că eram obosit. Ok, nu mai joc obosit. De ce am făcut greșelile alea? Păi pentru că deja pierduse câteva buy-in-uri, încercam să recuperez și nu știu ce. Bun, acum am stop loss la 4 buy-in-uri, am închis mesele, fac orice altceva. Nici nu mi-am făcut o problemă, nici nu se întâmplă nimic. Și da, un bankroll management cât mai bogat o să vă ajute cu cât mai multe buy-in-uri. Tot ce trebuie să faceți este să băgați volum. Aici, cum ziceam, ăsta la masa 1 este loose fish, zic eu. N-are ce altceva să fie. Ce să facem, ce să facem? Singurele... Cred că putem să-l mai lăsăm să ne mai
Aș face un slow play pe from. Nu vreau să vă arăt să vă învăț să faceți slow play-uri. Nu cred că sunt bune slow play-urile, dar în cazul ăsta dau totuși un call pentru că nu există flush draw-uri și singurele cărți care mi-ar strica oarecum combinația aici este să se dubleze popa, dama sau valetul, adică să se dubleze board-ul. Astea sunt singurele lucruri care se pot întâmpla nasol. Aici vreau totuși să fac un raise, n-am ce să fac. Vreau totuși să încerc să... 4. Vreau totuși să pot să-l pun... cred că nu știu că l-am făcut cam mare, poate. Da. Ups, am rămas fără timp. Am făcut totuși raise-ul ăla pentru că, oricum, dacă mai avea un bluff, nu știu dacă m-ar mai fi bluffat și pe river. Și vreau să bag toți banii înăuntru. Cât timp sunt sigur că sunt în față. Dacă se mai dublează o carte, s-ar putea să nu mai fiu așa sigur. Mai vine un 10, s-ar putea să fac un split. Tot felul de lucruri din astea. Dacă mai dădeam un call, e posibil ca el cu popă valet sau cu multe mâini să se oprească și să facă check call pe river. În schimb, în felul ăsta i-aș lua tot stack-ul, mai ales că am un pic deep cu el. Oricum, nu sunt lucruri clare, nu sunt, n-ai de unde să știi ce face ăla, n-ai de unde să știi exact ce are ăla. Poți doar să dezvolți un mecanism de gândire cât mai bun și să-l folosești. Și da, alt sfat ar fi să vă gândiți cam la orice. Deși zic eu să băgați mult volum, cred că nu e bine să jucați mai mult de 6 mese, ca să puteți să vă gândiți cât mai mult la fiecare mutare. Să luați în calcul toate posibilitățile. De exemplu, când dați call din blinduri, să nu vă gândiți că nu puteți da decât check call și check raise, să vă gândiți că mai e posibil să puteți să dați și lead în multe situații. Și tot așa, și să îi observați pe ei cum mai au timing tells, cum mai puneți niște read-uri pe ei să vedeți că sunt mai spewy, mai bluffy și să vă gândiți cam la ce range ar putea să aibă și o să vedeți că e foarte foarte interesant când faceți niște play-uri bune și îi prindeți pe unii că bluffează după cu tot felul de read-uri și timing tells și pentru că v-ați gândit la range-uri. Sau din nou, poate pentru că așa ați bluffat. Uneori se mai întâmplă că te folosești de timing tell ca să induci un bluff. Dar, din nou, cu timing tells cam trebuie să fii împotriva la jucători buni ca să-i induci cu timing tells. Pentru că trebuie să fii nu doar un jucător bun, citește timing tells. Mi s-ar putea totuși să vă folosiți de chestia asta de a induce cu timing tells, de a induce call-uri sau bluff-uri la mize mai mari. Aici doar, nu știu, încercați să-i citiți pe restul. Să vedeți cam ce înseamnă lucrurile. Aici văd că sunt foarte mulți limpări la masa 3. Oh. Da, e clar că ăștia care nu sunt full n-au cât de bun să fie. Marcos Poker ăsta pare fish cu act în regulă. Nu putem să facem raise aici, nu se poate. N-avem cum. E, să nu vă vină ideea să blufați aici din nou. Încercăm să facem o mână. Cât de cât acolo ceva la care putem să-i facem value betting. Videoul ăsta nu se vrea a fi ceva extraordinar, mind-blowing, nu știu ce, mutări și toate astea. Nu, sunt lucruri de bază. E un filmuleț la 10 no limit cu lucruri de bază pentru începători. Pentru că știu că foarte mulți aveți întrebări, că poate aveți nevoie de un coach, poate vă imaginați, poate că trebuie să, nu știu ce, să jucați cum vedeți la 1000 no limit și la filmele alea sau ceva. Dar nu, sunt aici și să vă zic că nu aveți nevoie de lucrurile astea. Trebuie doar să jucați voi bine și să-i lăsați pe restul să greșească. De-abia la mize mai mari trebuie să încercați să induceți greșelile altora. Am uneori instinctul să dau check cu mâini slabe din big blind versus small blind, dar cred că în cazul ăsta e ok. Nu
Pot să dau încolo, dată, nu știu. Asta pare genul... Cred că o să fac el bluff-uri pe mai multe străzi, nu? Și nu cred că pot să dau call decât pe flop. Da. E... În general aș cam da call acolo, dar din ce statistici am eu pe el, așa și-l văd eu mai agresiv. Nu cred că pot să dau... Nu m-aș simți confortabil să dau call mai multe străzi cu mâna aia. Așa că dau un call direct și gata. Un fold direct. Sunt și regulare aici, care au statistici destul de interesante, dar nu trebuie să faceți probleme cu regulare și toate astea. Văd că sunt totuși destul de puțini și n-au ce să facă. Adică dacă nu îi vedeți în fiecare zi la masă să aveți o dinamică cu ei sau nu știu, istorie, ceea ce nu o aveți prea ușor, că sunt și ei la mesteca și voi, încearcă și ei să ia banii de la fiș, nu să se încurce cu regularii. Aici... Da, vreau să zic că nu o să aveți probleme. Aici, la masa 2, nu mai știu ce am făcut. Sunt mai robot uneori. Am izolat. Da, cred că l-am izolat. Și fac un c-bet cu overcards. Deși nu e board-ul prea bun pentru c-bet. General pe bordurile astea cam avem nevoie de vreo două barreluri. Și nu știu cât de bine este să faci al doilea barrel dacă nu prea l-ai în plan și pe al treilea. Deci cam trebuie să te gândești cam ori la 1, ori la 3. Iar aici unul nu pare suficient pe bordul ăsta. Da, cred că mai mult m-am gândit la ce s-a întâmplat preflop. După... Da, e pare el mai agresiv și mai cu... Cred că trebuie să... Nu știu dacă e ok să deschidem 8700 la 10 no limit cu fiș peste tot. E un board monoton. Dacă nu era monoton, poate că aș fi făcut un... E fiș, nu prea dă la fold, are mulți ași în range, are cam toți ași în range. Dar nu o să încerc nimic împotriva lui. Da, l-am marcat eu pe asta la masa 2, pe Khalid. E el mai agresiv și văd că îi place să ne blufeze. Da, nu încercăm nimic la masa 3, dăm fold direct. Are cam toți ași în range. Are multe. Aici încercăm să furăm potul cu un bet. Fac că ăla e limpar. Am avut noroc. Continuăm să facem beturi pe... Vreau să zic că dăm și river, cam orice ar fi. Poate nu pe popă. Așa, 0,8. Ce să fac asta? 85 așa. El oricum nu are un range puternic aici la masa 4. Din moment ce dă, face doar limp preflop. Deși când ne dă un call pe flop, nu prea are ce să mai aibă. Așa că cred că dacă ajungem să facem un bet și pe flop și pe turn, trebuie să ne gândim că singura mână de la care nu putem să-l aruncăm e un pop. În rest, cam îl aruncăm de pe orice. Sunt tight ăștia, rău de tot. La masa 1, n-am ce să le fac. Și am primit 3 bet de la unul din ăsta tight, care face el 3 beturi. Nu ne complicăm chiar deloc. Am primit lead de la fișa asta. Am primit lead. Nu cred că suntem în spate. Încercam să-i fac value beturi și din asta. Eventual chiar să și induc. Nu cred că face el cu nicio mână bună lead acolo. Cred că face slow play și check raise. Da, care e o mână cu adevărat
Deci aici, la masa 4, cel mai des ne luam ori raise, bluff, aiurea cu draw sau ceva, ceea ce nu prea cred că e pasiv, deci nu cu un draw mare, ori... ori fold. Ori ne mai luam un call de la un pop mai slab, de la un OR, poate chiar draw cu care a făcut un lead, deci nu cred că face neapărat asta. Un lead cu draw-uri. Să mai știi. La gât de el lead, s-ar putea să facă. Am primit un 3-bet, fără poziție, cu popă damă. Asta era tipul la care n-a recunoscut nouă pe noi, România? Da, 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 el e. Tare mie că își face out level dacă îi fac un 4-bet. Mâna asta este bună de 4-bet în popă damă în cazurile în care nu aveți poziție și sunt șanse destul de mari să vă facă la 3-bet light. Pentru că aveți destul de multe blocare. În poziție puteți să dați și call. Da. Se joacă cu noi. Și ne-am zis că facem video. Aici parcă noi am făcut... N-am izolat limperul din buton la masa 3. A intrat flash-ul. Nu-i pun destul de multe flash-uri în range, nu mă opresc și oricum am outuri în caz că are flash. Deci să fie sănătos. Pare la că fură destul de light din buton. Fură la destul de light din buton. Parcă nu mă pot abține. Popă 7 nu e mână bună, dar vă arăt greșit. Nu știu, parcă simt eu că... Era momentul bun pentru așa ceva, dar... Mie îmi place să sincronizez... Să mă gândesc că e momentul bun când îmi vine și o mână bună. Ceea ce nu e chiar foarte bine, dar... Pentru mine zilele astea cred că e suficient. Adică să-i facem ăla... 3 beturi, da, îi facem mai light, că fură din buton foarte mult, dar să-i facem cu un range de, să avem un range suited connectors, aș suited, poate chiar, deși mai îmi place să mai dau col cu aia ca să prind, să încerc să prind flash-uri mai mici. Și da, tot felul de cu Broadway cards. Aici, când facem 3 bet. Adică vreau să totuși să avem o mână, nu popă 7 offsuit. Vreau să avem un damă 10 offsuit. Să avem un popă 10 offsuit, un popă 900. Ați înțeles ideea. Și la regular, după aceea o să, nu știu, la un moment dat, trebuie să încercați să vedeți cam cum puteți să-i exploatați. Dar, bine, asta cred că vine la mize un pic mai mari și să vedeți dacă sunt genul care să facă double barrel, adică să meargă să dați call mai light pe flop când dați call din blinduri, sau genul care să cam dea fold la lead-uri sau să dea fold la două stres de lead sau lucruri de genul ăsta, sau care nu prea face... C-bet pe flop cu o anumită mâini și puteți ușor să-l puneți pe un range. Nu știu, astea sunt poate detalii care le putem păstra pentru un alt video dacă vi se pare asta destul de bun. Nu prea am discutat aici, din păcate. Da, n-am ce să fac, am dame. Oh. 3, 2,
doi, nu vreau să-l fac mare. Vreau să fie așa, să... Nu știu ce... Care sunt sizing-urile bune la mizele astea, nu prea le văd. Și mă și grăbesc un pic, ca să mai multe mese. Unu 70, da, i-am făcut, da. N-a ce să... Cu zecari. Mă rog, când o să vadă video-ul și o să vadă că vă învățați să jucați Nitis, s-ar putea să nu-i mai separă ideea așa de bună cu zecarii aia. Da, eu tot pierd idei, zic câteva cuvinte dintr-o idee și o pierd. Eu încerc aici să vă arăt și spoturi de seabed-uri și le ratez, pentru că, nu știu, uneori mie îmi vin instinctiv. Le-am făcut de prea multe ori, chiar dacă le fac mai puțin optim sau așa, nu știu, le fac pe bandă rulantă și uit să vă atragă atenția asupra... Asta, cu ce mâintă el acolo? Acolo, cu noar? Ce mâintă el acolo? 2, nu știu cât înseamnă 2, înseamnă 20 de blinduri, 20. Bă, cu asta nici nu știu cum, cu ce mâini. Trecut timpul. Nu. Nu prea știu cu ce mâini dă el acolo prea bine. Dacă cu as vale sunt înaintea lui, cu un zecar oricum nu dă fold și așa avea nevoie de turn și river și atunci poate. Și da, în general eu și la video, când mă uit, încerc să mă uit și la mâinile unde nu se discută, adică mâinile nu la mâna principală care este în centrul subiectului, ci la mâinile care se desfășoară în paralel, să observ, respectiv cam unde face seabet-uri, cam unde nu face seabet-uri, lucruri care lui îi se par banale. Și asta vreau să vă mai arăt, sunt niște unde fac seabed, unde nu fac seabed și motivele care le-aș avea. Dar... Da, a, țin minte că oricum că greșisem o mână aici la masa 2 parcă și am zis că nu e bine. Nu era bine seabed. Asta e fish calling station. Hai, facem. Îl izolăm, n-avem ce să facem asta. Tot face el 3 beturi, tot face el 3 beturi. Lăsăm să ne facă. În situații normale, generale, nu cred că primim 3 bet așa de des încât să ne facem probleme. Iar eu mai fac și un lucru care nu știu cât de bun este. Cam frecvența mea de 4-bet bluff este cam frecvența mea atunci când ăla cred eu că face light și am și eu blocker. De exemplu, aș avea un as în mână. Ceva de genul ăsta. Și în felul ăsta avem cam o frecvență de vreo 33% de bluffuri, ceva de genul ăsta. Ceea ce e destul de mare, dar cred că totuși trebuie să ne ținem cont și de dinamică și de mai multe lucruri. Nu neapărat de oponent că credem că blufează și mai avem și blocker. Cred că trebuie să mai o luăm și un pic pe moment și să învățăm jocul mai bine decât așa mai matematic, mai rece, mai... Nu pot să zic că e matematic, așa că e mai, nu știu, mai slab, cred că este mai fără atenție. Trebuie totuși să ne implicăm mai mult. Nici nu știu dacă explic bine multe situații. Deci vă rog, chiar am și avea nevoie de feedback. Dacă mai vreți și altele. Dacă nu vi s-a părut asta prea penal. A făcut la min. Practic ăla ne-a așteptat acolo. A făcut limp, capcană, cu... așa. Ce nu prea înțeleg eu la statisticile lui ăsta este care trebuie mult. Trebuie mult înseamnă un buton, small blind. Nu știu ce să fac, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Nu vreau să-l pun all-in. Nici call nu prea vreau să dau. Ați văzut că pentru mine limp, 3-bet e... Pentru mine înseamnă că l-are cam nuts.
Da. Cred că puteam să dau fold chiar și preflop. Deci păream un pic cam weak. Contează cum facem bani, nu cum părem. Nu cred că era o idee prea bună să fi făcut eu acolo 4-bet. Cred că eram în urmă. Range-ul lui cred că era minim as popă și în rest erau valeți plus ceva de genul ăsta sau dame plus sau. Până n-am alte informații, nu văd altceva de la el. Asta presupun eu că înseamnă de la un fish limp 3-bet, limp re-raise-ul ăsta. S-ar putea să încercăm să oprim aici. Cum am zis, nu am pretenția că v-am arătat mai lucruri în filmul ăsta. Nu vreau decât să vă zic că trebuie să jucați solid, să nu vă faceți probleme, că trebuie să jucați fancy cu nu știu ce mutări și să faceți nu știu ce spiu și să vă băgați în tot felul de situații. Nu! Trebuie să o luați simplu. Trebuie să o luați ușor și să băgați volum. În timp ce sunteți atenți. Sunt Silviu și vă urez baftă la mese.